Și iată, prieten, că revin și eu din nou. De data asta cu pisoiașul meu, iar, ca întotdeauna. Ia uitați-l ce frumos se joacă, parcă e copil mic. Ia după urechi, Valentina, că nu poate. Nu vrea să așa. Mă, vii jos, mă. Afară, după cum puteți observa, plouă. Și pisoiașul meu se joacă cu o cravețică ceva, cu o cravată de aia mică. E un papion, nu știu ce. Un papion, hopa, că vii jos. Ia uitați-vă și voi ce face. Chete, are pretenții să muște, uite. Ia uitați ce burtică a făcut, cred că pocnește băiatul dacă mai mănâncă mult, hopa. Au, nu mă mușcă. Nu-l lasă, că se ducă jos. Lasă-l, nu mai trage așa de labă. Ușor, măi! Au, ce m-a mușcat băiatul, au. Dar de unde, că el nici nu apucă. Hopa! Copilul! Vezi că s-ar putea să-l fi lovit la o gheruță din greșeală. Nu este. A căzut săracul. S-a prins de asta, n-a căzut. S-a prins de asta cu ghearele. Păi atât, tata. Tine belea, mă. Nu-l pupa. Belea. Și încă o chestie care nu v-am spus, care aveți pisici. Pe care? Să nu le priviți mult în ochi. Dar de ce? Pentru că dacă le privești mult în ochi, le faci în așa fel încât să creadă că ești pradă. Și te vor ataca. Te vor începe să-i zgârii. Bine, dar asta nu că l-ai privit tu câteva secunde. Asta trebuie să stai cu ochii de pe... De câte ori mă privea el și mi-a făcut... Da, dar nu trebuie să fii mult. Când îl țeam în brațe să... Păi da, dar trebuie să stea gen cum stă prădătorii, știi, față în față, mult. Ai în jucărie, le citești cu picioare. Gheruța lui tata, uf, frumoșelul lui tata. Mă, cine-i frumos aici? Hai. Păcat că îl ținem afară, dar n-a... Aici, doar el mai mult cu labile zgârie. Hopa! Lasă-l că se ucesc. Iată. Mai nu cu picioarele mele. Parcă e copil mic, uitați-l când ține jucărica aia. Hop. Hop, săgețică drăguț. Ia uitați-le. Ok, prieteni, până la un viitor videoclip, ne vom mai auzi. Grijă de voi. De pisici. Animale. Care aveți cățeluși îngrijiți, care aveți pisici dați de afară. Nu luați în considerare ce a zis el, ce am zis eu. Aveți grijă de toate animalele posibile. Da, aveți grijă de toate animaluțile, indiferent ce e, câine, pisică. Urs polar, iepure. Bine, urs polar nu trăiesc la noi, dar în fine. Așa, mai ales de pisicuțe, mie trebuie să vă mai anunț încă o dată că mie nu-mi plac pisicile. Dar Thomas e un pisoi foarte drăguț, care și-a câștigat dreptul de a sta în familie aici. Foarte jucăuri de altfel.